Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Biblioteca din Onești. Lucrări pe ultima sută de metri. Ziua Culturii Naționale a fost marcată la Biblioteca Județeană Costache Sturza, Bacău. Noi daruri ale protopopiatului Onești către spitalul din localitate. Proiectul de digitalizare și modernizare a Bibliotecii Oneștene a fost finalizat, iar în prezent, angajații bibliotecii lucrează de zor în instalarea și montarea echipamentelor de ultimă generație achiziționate prin proiect. Mai multe detalii aflăm chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ion Ustenie. Echipamentele au început deja să vină, lucrările s-au finalizat la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Când preconizați că vă veți muta sau deja sunteți, dar când o să pășim și noi în casă nouă? Suntem în plin proces de relocare, de instalarea tuturor aparaturii care ne-a sosit în cadrul acestui proiect pe fonduri europene. Suntem foarte încântați și ne grăbim ca să deschidem cât mai repede biblioteca și să oferim servicii de calitate, moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generație tuturor membrilor comunității. Așa cum a și văzut din postările noastre și din informările pe care le-am făcut, în aceste zile au loc teste cu dotările tehnologice pe care noi le-am achiziționat în cadrul acestui proiect, de la holograme în mărime naturală, la calculatoare de ultimă generație, videoproiectoare, ecrane de prezentare a evenimentelor și așa mai departe. De asemenea, o parte din colegi reașează cărțile în rafturile noi. Sper să impresionăm utilizatorii care ne vor trece pragul în curând. Sperăm în cel mult o lună de zile să inaugurăm noul sediu proaspăt renovat și modernizat, să-l inaugurăm și să-i putem invita pe toți iubitorii de carte, de cultură, atât la sălile noastre de împrumut sau lectură cărți, cât și la activitățile culturale pe care suntem dornici să le organizăm în spațiile proaspete și dotate cu toate aparaturile pentru 2024, spunem noi. Vom fi probabil printre puținile biblioteci din țară care vor dispune de o asemenea tehnologie și, fără modestie, cred că Biblioteca Radu Roseti va deveni cea mai digitalizată bibliotecă din Moldova, dacă nu din țară. Așadar, lucrăm cu drag și spor și încercăm să oferim oneștenilor și nu numai servicii de calitate în curând. De Ziua Culturii Naționale, o parte din elevii școlii Emil Dracoviță din Onești împreună cu profesor Ștefan Iepure au desfășurat o activitate chiar la monumentul lui Mihai Eminescu, situat în imediata vecinătate a Bibliotecii Oneștene. Deși cu o atmosferă cam rece la propriu și la figurat, mă refer și la temperatură, dar mă refer și la situația națională și internațională chiar, Ziua Culturii cu dedicație specială pentru Mihai Eminescu, care s-a născut la 15 ianuarie, a fost o sărbătoare și o binecuvântare pentru oneșteni, pentru elevii de la școala Emil Dracoviță, care au venit la statuia lui Mihai Eminescu de lângă Biblioteca Municipală Radu Roseti și care au recitat și au prezentat anumite poezii din creația marelui scriitor. Alături de ei sau împreună cu ei au fost profesorul Ștefan Iepure, doamna bibliotecară a școlii și doamna profesoară, asta nu știu dacă să mai spun, de desen, din timpul căreia a trebuit să mergem acolo.
Lucrul a fost plăcut, ne-am mai întâlnit și cu un grup de pensionari acolo și ne-am bucurat pentru această zi. În continuare am fost la Cinema Capitol pentru activitatea mai mare cu domnul Nicolae Georgescu, profesor universitar de la București. Mai este Eminescu popular, dacă pot să zic așa, folosesc un termen mai modern, în rândul tinerilor? Sau mai este înțeles Eminescu? Sunteți dascăl, profesor de limbă română și atunci persoana vizată să dea un răspuns. Chestiunea cu Eminescu popular e puțin cam largă, ca să spunem așa. Nu de popularitate este vorba, ci de cultura română, pentru că Eminescu, deși s-a inspirat din folclor și nu numai din folclor, și la o anumită vreme foarte multă lume știa poeziile lui, ba chiar versurile au fost puse pe muzică și pe mine mă întristează că astăzi elevii nu numai că nu știu foarte multe versuri din Eminescu, dar nu știu nici melodiile care i-ar duce mai ușor la înțelegere și la pătrunderea eminesciană. Este, să zicem, mai este citit atunci Eminescu? Eu cred că este citit. Depinde de profesor. Depinde foarte mult de profesor. Dacă profesorul este într-adevăr bine cunoscător, bine intenționat și știe ce vrea, poate să-i canalizeze pe elevi să citească, să se armonizeze cu el și cu versurile lui Eminescu, care sunt nemuritoare și care, așa cum știm de la Călinescu, Eminescu rămâne poetul nepereche, poetul nostru național. La Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, prin subunitatea Observatorul Astronomic Victor Anestin, s-a organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale expoziția itinerantă Astrofotografie, imagini astronomice realizate la Observatorul Astronomic din Bârlad în perioada 2017-2020, realizată în colaborare cu specialiștii Muzeului Vasile Pârvan, Bârlad. Da! Noi am sărbătorit la toate subunitățile Complexului Muzeal de Științele Naturii Ziua Culturii Naționale, dar la Observator am vernisat o nouă expoziție și dacă în decembrie ultimul eveniment din 2023 era deschiderea unei expoziții care făcea referire la reprezentări ale astronomiei prin artă, la începutul acestui an, 2024, vernisăm o expoziție de astrofotografie. Este un proiect în care am colaborat cu colegii specialiști de la Observatorul Astronomic din Bârlad și această expoziție aduce fotografii realizate de cei de acolo în intervalul 2017-2020. Sunt fotografii interesante, iar cei care sunt pasionați cu siguranță vor aprecia această expoziție. Va fi deschisă până pe data de 15 martie pentru publicul larg și îi așteptăm pe cei interesați să ne calce pragul. Expoziția aduce în fața publicului imagini astronomice inedite cu bolta cerească, nebuloase, galaxii, comete, dar și imagini realizate în cadrul evenimentelor astronomice, cum ar fi tranzitul planetei Mercur peste discul Soarelui și eclipsa de Lună. Numai că am avut șansa să fotografiez în același timp două comete. Mai rar se întâmplă să poți să încadrezi în câmpul telescopului două comete. Dar oare de ce credeți voi? Astea sunt comete de aici. Deci nu sunt de aici, sunt comete. Astea două sunt comete. Restul sunt stele de aici. Adică ce credeți voi că stelele au ieșit așa? Pentru că se înătesc cometele. Foarte bine. Da. Se mișcă cometele. Da? Se mișcă, dar se mișcă în direcții diferite. Una are o altă direcție, altă în altă direcție. Eu când am aliniat imagini, au fost mai multe poze, nu e una singură. Am făcut mai multe poze cu telescopul și am aliniat imagini după cometă. Și de asta au ieșit stelele așa. Pentru că cometa se mișcă și stelele au ieșit și au luat forma asta. Nu mă așteptam, a fost o surpriză și pentru mine să
iasă așa. Publicul băcăuan este invitat să descopere alte dedesubturi ale științei, vizitând celelalte unități ale Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, respectiv Vivarul, Muzeul de Științele Naturii și Casa Memorială Ion Borcea. Ziua Culturii Naționale a fost marcată la Biblioteca Județeană Costache Sturza Bacău printr-o întâlnire de excepție a publicului venit din Focșani, Panciu Ajut Onești Roman, cu criticul literar și profesorul universitar Bogdan Crețu, actrița Eliza Noemi Judeu și colecționarul Vilică Munteanu. Vilică Munteanu a prezentat o colecție deosebită de timbre, stampe, cărți poștale și medalii, avându-l ca personaj principal pe nimeni altul decât Mihai Eminescu. Eminescu, deci prima medalie pe care o am Eminescu este bătută în 1913. În 1909, pardon. Prea multe medalii până în anii 80 nu prea s-au bătut. Am în jur de 12 medalii bătute înainte de 80. Actrița Eliza Noemi Judeu a excelat printr-un recital de forță din opera poetică a lui Eminescu, sugestiv intitulat Tăcerile lui Eminescu. Ai noștri tineri la Paris învață, la gât cravatei cum să-și lege nodul, apoi ni vin de fericesc norodul cu chipul lor isteț de oaie creață. La ei își cască ochii săi norodul, că-i vede în birje răsucind mustață, ducând în mâini țigara lungăreață, ei toată ziua bat de-a lungul podul. Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbă, stâlpi de bordel, de crâșme, ca fenele. Și viața lor nu și-o muncesc, și-o plimbă. Și aceste mărfuri, vade, ușurele, ce au uitat până și-a noastră limbă, pretind a fi pe cerul țării stele, de vorbiți mă fac că n-aud, nu zic ba și nu vă laud, dănțuiți precum vă vine, nici vă șuier, nici vă aplaud. Însă nimeni nu mă face să mă iau după lui flaut. E menirea adevărul. Numai în inimă am să-l caut. Bogdan Crețu a propus ca discurs revizitarea operei eminesciene din perspectiva actualității și a filtrelor ideologice, constatând în cele din urmă faptul că Eminescu a fost o voce a timpului, dar și al vremurilor noastre. Prezența domniei sale a atras după sine lansarea celui mai recent volum pe care l-a scris, o poveste tulburătoare despre iubire, destin, trecut, vinovăție, mai puțin decât dragostea. Mai puțin decât dragostea nu este doar un roman de dragoste. Da, este un splendid roman de dragoste, sunt mai multe povești de dragoste, tulburătoare în felul lor, doar așa ca un mic cârlig, o să spun că se pleacă de la un pretext narrativ de tip Scheherezade, e un fel de reinterpretare a mitului din povestirile arabe, e întâlnirea dintre un ultramaratonist, pe care nu îl cheamă Bogdan, îl cheamă Vlad, un tip care fuge de lume, fuge de viață, fuge de fapt de el însuși, pentru că se teme de el însuși, și de ceea ce a acumulat și de ceea ce ar putea să recunoască dacă ar fi onest cu sine însuși. Și o femeie pe care o întâlnește la fundata, nu? Și se simte atras de ea fără să-și dea seama, domnule, ce e acolo, dar simte că e ceva, că femeia îi spune foarte simplu, hai la mine acasă la București, nu e o problemă că am un copil, vino și vedem ce este. Și este o narațiune splendidă pe mai multe straturi, e ca un ghem care se deșiră și încep poveștile să curgă, pentru că cei doi își vor povesti de fapt viețile cu un curaj nebănuit, cu o, cum să spun, cu o
deschidere. Am avut două personaje pe care le vedeam, le simțeam tensiunea, le simțeam până și temperatura. Le atribuisem în mintea mea înfățișări, ticuri verbale. Vlad și Sara se numesc până la urmă. Dar eu nu știu să scriu romane de dragoste. Împlinită, frumoasă, geometrică, lucrurile alea care funcționează impecabil ca în filmele proaste. Nu este literatură bună din asta. Trebuie să îndeși ceva contradictoriu între doi oameni. Trebuie să îndeși tot felul de probe, de fapt. Eu nu cred în valorile care nu sunt examinate, care nu sunt supuse unor probe. Ce puteam să îndes între doi adolescenți din anii 80? Sigur, sunt îndrăgostiți. Asta poate să șteargă totul. Una din, în mintea mea, când m-am hotărât până la urmă să rămână titlul ăsta, și cred că am și ales un fragment pe clapeta romanului, era că, dincolo de nu mai țin minte, ideea asta, adică lucruri pe care nu o să le pot spune niciodată într-un eseu sau într-un studiu literar, pentru că devin penibili. Erau doar doi îndrăgostiți care își trăiseră povestea până la capăt undeva într-un sat din munți, uitând de lume, de familie, de regulile societății, de comunism. Îi puteau pedepsi numai pentru asta, era atât de periculos ce făcuseră, era mai periculos decât orice conspirație, decât orice tentativă de lovitură de stat, pentru că ei apărau ceea ce nici măcar cele patru decenii de dictatură nu putuseră distruge. Războaiele încep și se termină, în spatele lor demenții lumii inventează ficțiuni în care țin prizonieri milioane și milioane de oameni, scenarii ale binelui, în numele căruia ucid alte și alte milioane. Ideologii criminale lasă locul altora, la început mai blânde care promit dreptatea, cad regimul unor dictatori, omul inventează arme care îl pot distruge și chiar îl distrug, omul ajunge pe lună doar ca să demonstreze că e în stare să ucidă mai mult decât un amicul lui, toate trec, dar întotdeauna doi oameni se iubesc împotriva terorii și a suferinței și a genocidelor și asta face ca lumea să rămână în esență aceeași. Un eveniment deosebit marca Bibliotecii Județene Costache Sturza din Bacău, condusă de Adrian Jicu, critic literar, lector al Facultății de Litere a Universității Vasile Alexandrie. Nu credeam să învăț... Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purur tânăr, înfășurat în manta, ochii mei înălțam visători. Astea au singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce. Până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arde viu chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de hainai. Focul meu al stinge, nu pot! Cu toate apele mării, de-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu din el luminos, ca pasărea Phoenix? Iară-mă ochii tulburător din cale. Vino iar în sân nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie, redăm. Lumea! Lumea îmi părea o cifră. Oamenii îmi păreau morți, măști, cerut după comandă, care ies de după porți și dispar. Păpuși, măiestre, ce că sunt, nici că nu știu. Și într-o lume de cadavre căutam un suflet viu. Mă zbăteam, dorind viață, ce cu sete eu cătam. Precum cel ce se îneacă, se agață de orice ram. Dibuit am în științe, în maxime, în poezie, însă toate îmi păru răsură, stearpă teorie. N-aveam scop în astă lume, nici aveam ce să trăiesc.
Până când? Blestem momentul. Până ce a fost să te întâlnesc? Oare sunt eu tot același? Singur nu mă înțeleg. Declipirea genei tale, putui viața mea s-o leg. Era mândru. Înjosirea, basclavia tu mă înveți. Mă disprețuiesc pe mine. Ce mai are astăzi preț? Noi daruri oferite de către cei de la Protopopiatul Onești, Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. De altfel, de câțiva ani încoace, Protopopiatul Onești, în frunte cu Preasfințitul Episcop Ioan Băcăoanu, au făcut daruri de suflet celor de la Spitalul Oneștean. Fie că a fost vorba de daruri de suflet, fie cele pentru trup, fie de echipamente medicale pentru salvarea vieților de la noi născuți, până la cei mai vârstnici pacienți. Mulțumim din suflet Protopopiatului Onești, înalt Preasfințitului Ioachim pentru darul primit. Și suntem recunoscători și o să le folosim cu mult drag și cu multă recunoștință. De altfel, chiar în alt preasfințitul părinte Ioachim a făcut substanțiale donații în bani pentru achiziționarea de echipamente medicale. Cu binecuvântarea în alt preasfințitul nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanii și Bacăului, Protoria Onești prin Asociația Patmos, continuând frumoasa tradiție de ani de zile în care preoții protoierei, împreună cu părintele nostru protoiereu, au donat Spitalului Onești aparatură. Iată că și anul acesta se donează Spitalului Onești 3 aparate aerosoli pentru secția pediatrie, 2 frigidere și 2 tărgi pentru translație, pentru urgențe. Mulțumim arhiepiscopul nostru, mulțumim Spitalului nostru, iată, pentru și medicilor care se ocupă de pacienți. Rugăm pe Dumnezeu să îi ocrotească, să îi păzească, să duiască putere medicilor, sănătate celor care vin aici la spital și multă pace și bucurie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 18 ianuarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. Vineri, 19 ianuarie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu trece de 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.